Continuăm la același subiect și discutăm în continuare cu Mihai Isac, expert în spațiul Mării Negre, despre rezultatele preliminare ale scrutinului care a avut loc ieri. Domnule Isac, bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Așadar, referendumul pare să treacă, dar la limite și ar urma să producă efecte juridice. Totuși, dacă ne uităm pe harta votului, vedem că numărul raioanelor care au votat preponderent da e mult sub cel unde s-a optat pentru nu. Vă surprinde acest rezultat? Da, rezultatul surprinde în primul rând prin geografia votului. Mă așteptam ca raioane cum sunt Cahul sau Ungheni, care au beneficiat din plin de apropierea de Uniunea Europeană și de relațiile comerciale deosebite cu România, deci cu Uniunea Europeană, să voteze în favoarea majoritar, în favoarea referendumului pentru integrare europeană. Dar, desigur, trebuie să înțelegem că și sunt raioane, cum este raionul Hâncești, care este un raion mult mai mare decât, să zicem, raionul Basarabeasca, care și-a votat majoritar în favoarea referendumului pentru integrare europeană. Din nou, am rămas plăcut surprins de prezența la vot și, de fapt, de procentajul obținut de susținătorii integrării europene din regiunea ocupată în mod ilegal de armata de ocupație rusă în estul țării. Și mi se pare surprinzător și poate ar trebui, să fie și un obiect de studiu pentru persoanele abilitate. Deci avem cetățenii ai Republicii Moldova care locuiesc sub regimul de ocupație rusesc din estul țării, care consideră că integrarea în Uniunea Europeană este o cale spre eliberare și democratizare a acelui spațiu. Și avem cetățeni ai Republicii Moldova care locuiesc în teritoriul controlat de autoritățile constituționale, în nordul Republicii, de pildă, o regiune cunoscută pentru faptul că foarte mulți locuitori de acolo lucrează în Uniunea Europeană și aceștia votează împotriva referendumului pentru integrare europeană. Sunt clar dovezi ale implicării Federației Ruse în manipularea conștiinței electoratului din Republica Moldova. Și, desigur, în perioada următoare, cu siguranță, vor fi trase anumite concluzii. Dar faptul că, în acest moment, în pofida sprijinului primit din partea Uniunii Europene și din partea României, din partea Bulgariei, din partea Germaniei, a altor state, o parte din populația Republicii Moldova nu conștientizează ce înseamnă să fii membru al Uniunii Europene, este îngrijorător și, desigur, ridică anumite semne de întrebare cu privire la necesitatea unei noi strategii de comunicare din partea autorităților, din partea societății civile, din partea statelor partenere ale Republicii Moldova, pentru că să nu se înșele nimeni la Chișinău. Uniunea Europeană își va apăra drepturile sale, pentru că nu înțeleg pentru ce au votat contra integrării, contra referendumului. Au votat împotriva drepturilor pentru minorități, pentru minoritățile naționale care sunt în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este o zonă unde există foarte multe autonomii. Poftiți autonomia catalană, țara baștilor, autonomiile din Italia. Deci minoritățile au foarte multe drepturi în Uniunea Europeană. A fost această minciună că Uniunea Europeană ar închide bisericile. Este o minciună sfântată. Ortodoxia o duce foarte bine în Uniunea Europeană. Avem 4 state majoritar ortodoxe, România, Bulgaria, Grecia, Republica Cipru, state unde există comunități importante de cetățenii ai Republicii Moldova. Chiar în Uniunea Europeană avem Republica Autonomă Monahală Athos, un loc drag de pelerinaj pentru liderii proruși de la Chișinău. Avem în jur de 40-50 de milioane de ortodoxi în Uniunea Europeană, inclusiv o diasporă imensă ortodoxă care preferă să trăiască în Uniunea Europeană decât să trăiască în Federația Rusă, în Ucraina, în Belarus sau în alte țări cu comunități importante ortodoxe. Este un rezultat dezamăgitor, dar, desigur, trebuie să tragem concluziile de rigoare. Vedem că diaspora a jucat încă o dată un rol important, dar masivitatea cumpărării de voturi de către această organizație criminală SHOR este îngrijorătoare, pentru că vedem, practic, Republica Moldova se poate transforma într-un șoristan. Vedem cum această organizație a creat un stat paralel pe teritoriul Republicii Moldova și autoritățile au avut probe, au văzut și activitățile de investigații ale colegilor din mass media.
De ce nu există urmări ale acestor dezvăluiri? De ce vedem în permanență cum poliția documentează cazuri? Am văzut destăinuirile privind grupurile de tineri recrutate și antrenate la Banja Luka în regiunea Sârbscă, în Republica Sârbscă, din Bosnia și Herțegovina, controlată de grupuri de interes ale Federației Ruse sau chiar la Moscova, antrenați pentru a fi folosiți ca masă de manevră împotriva autorităților constituționale. Sunt filme, sunt dovezi. Pentru ce se tărăgânează atât de mult procesul de condamnare ale unor astfel de acțiuni? Există aceste puțin, acțiuni? Îmi pare rău că vă întrerup, dar aș vrea puțin totuși să revenim la această discrepanță dintre rezultate pe regiuni. Un alt exemplu, pe lângă cele care le spuneați dumneavoastră, în autonomia găgăuză, care e printre principalele beneficiare de finanțări și proiecte europene, au votat da la referendum doar puțin peste 5% față de aproape 38% din alegătorii raioanelor de est a țării. Nu vi se par paradoxale aceste situații și cum s-ar putea explica, de fapt? E datorită faptului că în aceste momente decontăm trei decenii de lipsă de preocupare pentru a ne controla propriul spațiu informațional. Să nu uităm că în urmă cu 10 ani, în 2014, în regiunea autonomă Găgăuză avea loc acel referendum ilegal care practic era să arunce în aer situația din Republica Moldova pe fondul anexării ilegale a Crimeei de către Federația Rusă în 2014. Și vedem că nu au fost învățate lecțiile. În continuare, o parte din populația de acolo crede că drumul de centură din jurul Comratului este făcut pe banii Turciei sau pe banii Federației Ruse. Nimeni nu neagă rolul important jucat de Turcia și de Agenția Turcă de Dezvoltare TICA în dezvoltarea regiunii Găgăuze. Dar marea majoritate a proiectelor de infrastructură din ultimii ani au fost finanțate de către Uniunea Europeană sub diferite forme. Ați spus foarte bine, regiunea Găgăuze este fruntașă în fondurile europene primite pe cap de locuitori. Dar și vedem micile afaceri din regiunea Găgăuză care profită de diferite fonduri europene. Dar lipsa aceasta de comunicare, faptul că, de pildă, pare că partidele pro-europene au abandonat aceste regiuni în brațele forțelor proruse, creând, după cum spuneam, bazele Șoristanului. Deci există această problemă, este o problemă semnalată de mass media, este o problemă semnalată de societatea civilă, dar aparent autoritățile nu au fost capabile, în pofida anunțurilor, să vadă exact mărimea acestui fenomen extrem de toxic. De altă parte, unele sondaje din campania electorală arătau că numărul celor care își doresc aderarea europeană ar fi mult mai mare decât al celor care intenționau să participe la referendum și să voteze da. Cum se explică această discrepanță pe care o sugerează și rezultatele plebiscitului? Nu s-a explicat poate foarte clar care este miza acestui exercițiu democratic? După cum spuneam, ca și în alte cazuri, atunci când vorbim de conducerile statelor din Est, există probleme cu comunicarea strategică. Dar trebuiau lansate mai multe campanii de informare a publicului, desigur, trebuiau explicate mai clar ceea ce înseamnă Uniunea Europeană, pentru că ați dat foarte bine exemplu Găgăuzei sau Taracliei. Acolo ar trebui fiecare porțiune de drum făcută cu banii europeni să se spună clar cui aparține și, practic, să existe o mai bună comunicare. Dar da, pe lângă imixtiunile ilegale ale Federației Ruse în procesul electoral, da, și această lipsă de comunicare a jucat un rol important în sabotarea referendumului, precum a jucat un rol important și implicarea unor categorii socioprofesionale care se bucură de mare încredere în anumite regiuni din Republica Moldova, și aici, din nefericire, mă refer la clericii uneia din mitropoliile care acționează în Republica Moldova, care practic au folosit altarele noastre împotriva noastră. Vedem mănăstirile construite de Ștefan cel Mare, Petru Rareș, Vasile Lupu, transformate în centre de propagandă anti-europene, în pofida faptului că atât Ștefan cel Mare, cât și Vasile Lupu, cât și Petru Rareș erau domnitori recunoscuți ca fiind pro-europeni. Ștefan cel Mare era considerat atlet al lui Isus și apărător al Occidentului. Deci vedem
vedem modul samavolnic prin care credința noastră ortodoxă este folosită împotriva noastră și pentru perioada următoare autoritățile ar putea să studieze mai bine acest caz și să ia măsuri extrem de clare pentru a separa biserica de stat. Nu este doar o noțiune abstractă. Am văzut în mod clar cum secretarea a episcopiilor unuia dintre aceste mitropolii, filiala Patriarhiei Ortodoxe Ruse în Republica Moldova, făceau propagandă împotriva Uniunii Europene. Este inadmisibil. Eu vă mulțumesc tare mult pentru aceste informații. Trebuie să încheiem discuția aici. Vă mai aștept și cu alte ocazii la Moldova 1.